ce să fac eu astăzi, că nici nu știu. M-aș duce să fac mașina, dar nu știu dacă o fi și Leona pe acolo. Să văd dacă are vopsea, dacă are și chestii. Aoleu. Sau ia stai un pic că fac eu manevră. La George este acasă, bre? Aoleu, să uită la televizor. Alo? Poți intra? Intră. Să trăiești, bre, la George. Yes. Ce faci, bre? Dormi bine? Da, dorm. Păi nu mai dor, că vorbești cu mine acum. Și te întrebam dacă ai dormit bine până acum, bre. Am dormit bine, da. Întins. Te doare ceva spatele, capul, astea și... Nu, de ce? Nu știu, întrebam că ți-aduceam o pastilă de cap sau de spate sau de astea dacă te dure. Da. A? Chiar bine, de ce? De mâncat, ai mâncat? Ce vrei? Mă, dar ce sunt întrebările astea? Te întreb, Joc, dacă Viorica nu e, că s-a dus să nască ea în nu știu ce țară. Ce vrei? Ei, ai mâncat, e foame, vrei să te aluc ce anul care e? Nu. Stai și am rugat ceva pentru tine, vreau, te aștept în bucătărie. Hai, na. Hai, că hai că vin, hai că vin. Hai. Îi cer banii prumuță, moară, mă. Dar să bag ăsta la rompița. Așa? Și-o băgă mai ce și-a frumos la cuptor? Zi, unde e? Po 5 minute. Ce vrei? Ce bagi la cuptor? Ei, ceva bun, bre, ți-am promis eu că ți-aduc, nu știi? Bine. Ai uitat, e? Ia un loc la masă dacă vrei sau pe canapea, unde vrei tu. Nu e problem. Îți dau, ți-aduc telecomanda? Nu, nu. Vrei flexie la picioare, te dor picioarele? Mă, ce tu mă tot întrebi atâta? Te întreb și eu, bră! Clink! Stai așa că cred că e gata! Uite aici, bră! Dar de-ai pus-o la cuptor, cum n-ai pus-o și un cuptor? Păi bre, ce să doar încălzită că i-ai făcut-o deja. Înțelegi? Ai încălzit. Uite. 4 stagioni, bre, da, aia bună. E încălzită că e luată de la ai Pizza Hades. Ai scos supercile. Ai scos supercile după ea? Da, le-am mâncat eu, știi că mi-e plac mult de toate supercile. Dacă mie nu. Sunt fierți după ciuperci. Mm-hmm. Stai poftă, bre. Îți aduc o cană cu apă, suc, ceva vrei? Nu, nu, nu. Îți aduc telefonul de cameră, vrei ceva? Păi îl am la mine în buză. Mă, tu ce vrei? Ce? Tu ce vrei? Ei, ce să vreau? De ce întreb? Ai vrea tu să-mi dai ceva? Așa dintr-o dată. Nu, nu, tocmai. Nu ai vrea? Nu. Nici un pic? Nu. Nici măcar vreo 500 de lei? A, deci vrei bani, am înțeles. Ei, nu, eu am întrebat doar așa, ai vrea? Nu. Da, vrei și mie 500 de lei ca să o fac și o să vopsesc mașina, că am nevoie de vopsea și mă duc acum să o fac și o frumos. Să o fac și o culoare bună. Ia de acolo, de la tine, că îți dă, primești tu. De unde se iau? De la afacerile tale, de la... Hai gata, uite ce m-a deranjat pe mine.
Ce faci, rămâne Decent necălină? pizza oricum, decent. Bre, 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 la George! A. Păi tu unde, că n-am bani, eu n-am bani. A, nu? Nu, și nu mai ai nici o afacere din aia data? Păi nu, el e pus pe numele tău, bre, că era pe numele tău și nu mai pus să intru acolo. Ca să iau bani. Mm. Eu nu mai am afacere. Bine. Cât vrei? Bro, 500. 500? E mult? E un pic. Pentru ce faci vopsea... Păi ave, vopseaua e ce vreo vopsea? 100 de lei sau mai mult, brei. Pentru ce? De mașină. A, de mașină. Da, brei, să o fac eu frumoasă, știi? Că e de la tine și vreau să pun vopsea de calitate, dar o să pun cea mai ieftină vopsea, brei. Ce culoare ții? Eu aș vrea portocalie, dar ce? A, întreabă, nu. O să iau cel mai ieftin portocaliu, o să se ducă vopsea aia în două zile maxim să cojești, da? Mm-hmm. Știi? Că n-am bani să pun vopsea de calitate, ca așa ar costa vreo 800 total. 800? Adică vreo... Și numai 200 de lei? Eu îți dau 500, dar te să dau 200. Eu am 100 și ceva de lei, bre, uite, stai să-i rumor aici. Așa... Nu mai știu care e motul. Da, eu am vreo 100 ceva de lei, bre, ăsta, mă rog. Da. Da, 500 de lei e bine, că o să-ți dau. Ca să-mi iau cea mai ieftină vopsea, bre, chiar așa aici. Aici că vrei 500 de lei. Uite, număr aici, 120, 120, 120, 120, 120, 70. Ah, mi-a căzut și o bără de pe jos și o hârtie. Da, așa că-ți dau acum 500 de lei. Așa, bre, aici, așa, așa, așa. Să mor. Ia 550. Mă mai bagă, bre, mai bagă vreo 200. Hai, bre. Fiate, mai dăm 200 ca să bag vopsea de calitate, bre. Mm. Ca adică să nu se cojească. Adică ți-am cumpărat mașină. Păi mi-ai dat aia de colecție, bre, care costa mult, vreo 1000 de lei. Tu mai ceai de aici, în sfagirie, dacă... Ha, mă rog. Deci ți-am auzi, cumpărat bre, mașină. Auzi, bre, dacă iau eu cauciucul ăsta de aici, pe care și-l tot bagă Viorica. Ce cauciuc? E ăsta roz de aici. Nu pune mâna, hai vină încoace la bucătărie, gata. Îl luam și-l vindeam, bre. Haide, haide. Și-a început să-și miroase urâtă la cauciucul ăla. Ce nu miroase urât? Cauciucul ăla miroase așa. Nu miroase îndrept nimic. Ai făcut duș? Când ai făcut duș? Eu? Te-ai spălat? Da. Când? Ei, m-am spălat, bre. Când? Eu mă spăl mereu. Mm. Acum. E sigur că te nu lași apa deschisă degeaba și după aia îi închizi. Ha? Așa la cat... Mm? Nu, bre, m-am spălat. Da? Acum... O săptămână. Când? Când? Când am... N-am... O săptămână. Ce? Ha? Mai... Că nu... Acum o săptămână. Mm. O săptămână, bre, dar mă duc acum, dacă mai dai bani, mă duc să mă spăl acum. Dar nu pute, o pute cauciucul lui Viorica. Ia. Mersi mult de tot, brei. Să te atureze sănătate. Tot eu am cumpărat mașina și tot eu dau bani pentru ea. A? Ba, salariul de la mecanic? Păi n-am mai fost că e în concediu și nu mi-a dat de muncă. În concediu? A? Păi vezi, bre, că doar mi-ai arătat, nu mi-ai dat dăb și mie. Nu ți-am dat? 150 acolo, 200, 200 de să dai. Că vezi când ai 200. Hai, aia. Bre. Mersi mult. Te pup, mor să-mi beau roți tale, șmeche. Deci fii atent. Aici vopsea, aia vopsea. Ei, bre, fii atent, câte n-au aia numai lăsat să zic. Am 800, e 81 acum, la 80 de lei așa. Iau ceva de mâncare, vrei să aduc ceva de mâncare când mă întorc? Nu. Oricum nu mai luam. Deci fii atent, am așa 400 de lei de vopsea bună. Uh-huh. Că trebuie să iau nu doar vopsea, trebuie să iau și grunt de la... Și vopsea și lac. Și pe lângă asta... Ce trebuie să iei, că n-am înțeles. Vopsea, grunt și lac. Aha. Prima să dă cu șmilgherul sau ceva. După aia bani, bagi cu grund. Sau chit, dacă e chit, dar nu e nevoie de chit, că n-are îndoieli, nu e îndoită. Așa. Și după aia, după grund, bagi vopsea și lac. Și de 400 de lei rămași,
Îmi iau cauciucuri și genți, bre, meacăre. Bine. Am plecat, pa, te pup, pa. La mars, barba. Dar e greu, mă, să scot bani la alta, să bar. Mamă, iau mașina lui. Dar nu-și las să stai cheie niciodată la vedere, bă, lele. Hai, Mihai, să du-te. Hai să văd dacă o răspunde asta, dacă e încă în concediu sau unde o fi el. Ne-i un. Nu. Hai, bre, Ioane, răspunde, bre. E și greu de condus cu o bună. Hai, bre, Ioane, conduci, bre, acolo. Răspunde, bre! Nu e mă ăsta. Tu-ți familie! Frumoasă, mă, culoarea și Lola. Oprește, mă, nu oprește. Îl întrebam și eu ce culoare are, dar nu se oprește. Cred că e bad să vă arăt mama sau ceva. Cum e trei? Ce culoare e bre asta? Albăstrui. Turcoaz. Turcoaz cu perlă în ea? Cu perlă, cu perlă. Ce perlă? Albastră deschis. Turcoaz cu perlă albastră deschisă. E scumpă vopseaua asta, bre? E cam scumpă, bre, dar e frumoasă. Este frumoasă, că eu m-am dus să o vopsesc pe asta acum, nu știu ce culoare să o fac. Ia, bre, stai să pun la ea. E mărugă cât așa acum, știi? Ar merge așa un, nu știu, tot așa, o culoare așa, dar de sare în ochi. Da. Bine, te pup, ai grijă că începe ploaia și ești cu mașina decatopabilă. Aoleu, stai că Sper să nu înceapă ploaia că nu mai prinde vopseaua după aia. Bă, ce se înfige mașina aia? Și dai, Mihăiță, și dai, dar stai că iau greșit să moară, mama, bine, bă, da. M-am obișnuit să mă duc spre Paleto, adevărat, urât prostul, băi, nene, mă. Las că întorc aici, că știu eu un loc. Dar dacă mă vede poliția, am belit ciocanul direct. A început ploaia să vă armam. L-am luat ploaia pe nebun. Pe aici nu e voie, dar poate nu mă vede poliția. Și să nu rupi nici mașina. Mare ploaia ce a dat. Și trebuie curățată din nou acum. Ai grijă să nu-ți rup gura mea pe cancerul ăsta de ploaie. Nu. Te bate vântul în față. Ce, m-am luat un greșit. Aici era? Hai să vă unde e în Paleto, mă, nu aici. Mă grăbesc, mă, sunt prost rău, dar tot să pun harta, gata. Ia uite și pe ăsta să moară, mai de bun. A luat o razna lumea, bă, ploaie. Mamă, dar asta cum o merge ea pe ploaie așa? Ia uite cum se aude. Ia uite cum se aude, mă. Și n-are nici turbo pe ea să moară, baba. Și te să-i pun și turbo și de-alea și de-alea la altei. Bă, mulți bani în ea, mă. Trebuie să vorbesc cu leagiu să trimit, să treacă și mie afacerea aia pe numele meu. Sau cerșesc așa de la el mereu, nu știu.
Zic, mai dă-mi și mie, mai dă și mie, mai dă și mie, știi? E limită de viteză 40, mă cam grăbesc un pic așa. Ca să bag acolo, că o trebuiască să șterg acum mașina, că s-au burdat, s-a făcut varză. Deci să iau la prosoper și o usuc ca să pot să-i dau după aia. Tot vopsesc. Așa că mai risc o amendă. Că pe ploaia asta nu mai zic nimica, că plouă. Așa ziceam înainte. Ce aiurei că plouă. Și tantileanca mereu zicea: lasă, bre, lasă-mă, Mihăiță, că e bine că plouă. Crește porcii, crește pateul. Știi? O bag înăuntru aici, mă, că nu merge altfel. Uite așa. Hei, Doamne, tu-ți plaia, mă, te îngura. Ia să vedem, mă, are vopsea ăsta aici și de-astea. Ia să vedem. Ăsta e un bișinim. Ăsta e un galben. Uite și un roșu. Ce? N-are, mă, portocaliu să barba. N-are portocaliu. Mamă, mamă, dar dacă combin eu roșu cu galben, n-are și, mă, portocaliu? Și să bag și niște perile din aia. Dar roșu ăsta, mă, că... Ia, stai să vedem. Da, mă, până la urmă așa fac. Combin roșu cu... cu galben ăsta și poate de portocaliu. Dar nu știu, mă, că mi-e costric. Stai să sun până la George. La George... sună. Și e murdară rău de tot, bă, inene. Deci s-o iau la... la spălat. Ce faci, bre? Bine. Bre, uite, stai aici și la service la Neon. Are boxea. Dar numai e, fii atent, are un movaliu așa. Mai are un galben, mai are un roșu. Și alte culori pe care nu știu să ți le zic, că e ciudat rău de tot, știi? Și așa mă gândeam, cum combin și eu? E, merge combinat galben cu roșu ca să iasă un portocaliu, bre? Nu, mov cu roșu. Și iese portocaliu? Da. Bre, faci mișto de mine? Nu. Și dacă pune într-o cană aici și iese mov cu roșu, iese negru? Păi nu vii să mă ajut să combin culori? Și să o vopsesc, să o duc. Dar ce, mă, la școală, să acum ai luat și din ăla, cum se numește, din ăla pe care... Stai. Ce? Canvas, din ăla de... Aolo, de ăla cum are pictorii, bre, de ține și apă exact, de deget. Exact, ai, nu, ăla, canvasul ăla pe care pictezi. Pe canvasul e mașina, bre. Canvasul e pânza. Păi da, dar pânza mea de astăzi e mașina. Da. Nu vrei și tu, vrei să mă ajut să avem așa, da? Un proiect, tată, fiu. La Ion, da? Vin da, la Ion. Da, la Ion. Te pup, tati! Poftim? Nimică, pa! E nebun, îl terorizez! Îi zic tati și se panichează după aia. Că el are treabă cu mine, lui tati, lui mami, știi? Dar să panichează el așa. Ia să intrăm noi aici un pic. S-o scot mai încoa. Uite așa. Și mă puc să, dar nu șterg acum. Dar să vină asta cu culoare. Ce mai are, n-ai, bun? Pai, pistol? Uite pistol de ăla, dar n-are pistol.
Și doare pensulă? Pensulă, pensulă, pensulă. Are atâtea chei și de-astea, bă, la pensule n-are și el. Ia uite o tobă de-aia. Uite toba asta să moară mama. E de-aia de racin cu toba asta de aici. Toba asta așa. De-aia vreau tobă de-aia. Așa. Uite menghină. Ciuruburi piulițe. Un motor. Compresor. Asta e de la de gaz, dar cred că e și compresor. Cine-i? Mission play. Ca să văd eu cine-i. A venit. A venit la George. Vezi că plouă, fugi în coabere, fugi în coacă, te ia ploaia. Bine că mi-ai zis că plouă, mulțumesc frumos. Ai grijă, pică pe mașina, e ploaie udă care pică din cer, din hor, bre, da, da, că da, e descărcări. Uite, bre, că ăsta e canvasul. Unde? Mașina, bre, ce trebuie. Da, mă, da, bine. Unde-s culorile aici? Uite aici și alea, uite aici în sertar. Eu mă apuc să dau un pic că așa cu buretele pe mașină, că e murdară rău, e prăfuită, bre. Uite, așa să șterge, mă, să șterge și așa un pic. A căutat pe computer acasă. Așa și? Este roșu și galben. Aaa, bravo, bre! Știam eu că te descurci, eu nu m-aș fi gândit vreodată. Păi vezi, asta am căutat, că nu știam. Vezi dacă are și perlă, vreau să băgăm perle în ea. Perlă? Perle. Dar ce are, scoici aici? Nu, dar să fie strălucitoare, așa să zice perlă, că e strălucitoare ca o perlă. Are alb, uite, are alb. Perlă albă, perlă albă de aia. Are alb, nu știu dacă e perlă albă, păi că nu cum... știu, să deschid înăuntru aici. Bag deschide, mâna înăuntru? Bagă degetul. Păi dar nu suna nimic aici, nu știu dacă are perlă. Mă, dar astea sunt scoici aici, dar are perlă lăuntru sau cum e aici? Bre! Dar ce trebuie, perlă trebuie să aibă înăuntru? Perlă cum ar veni, e un fel de strălucitoare. Cu sclipici. E sclipici doar, dar nu are culoare, sau e transparent și e sclipici. Și se adaugă în culoare, în vopsea. Și când vopsește, a strălucește. Aha. A? Hai că mai dau cu buretele pe aici. Uite așa, s-o șterge frumos de praful ăsta urât. Și pe cauciucuri. Că până la urmă dacă tot dau s-o șterge peste tot, că ea mea, știi? Așa. Luna a ieșit să moară, baba. Le amesteci, bre? Da. Aha. Și iese portocaliu? Mai are niște roșu până nu... Stai să mai amestecă. Îi mai amestecă. Eu am curățat-o, bre, am făcut o lună să moară, bă. Așa, trebuie să mă duc să mai caut pensulă pe aici. Ce pensulă? Băi, ce pensulă cauți? Aici e ulei. Aici e mașina lui Neion, o ține mereu. Bă, așa să nu se pună praful pe aia. Alo? Ce? Ce pensulă cauți? Păi ca să vopsesc mașina, bre. Cu pensulă? Păi dacă nu are, dă la spray, dă la de paralizant de vopsea. Păi, dar nu vopsești aici. Cum adică? Păi tu aici vrei să vopsești? Păi nu?
Păi dar nu vă pleci cu șpreu, vă zici de mână ce vei să fie ca pe perete. Bre, eu nu mai scot de aici, că abia spălat-o, vezi, e curată lură. Mă, și dacă mă duc acum să o duc în altă parte, la un alt servis, îmi cere bani mulți în primul rând. Înțelegi? Și pe lângă asta te s-o spăl din nou și uite cum arată acum. Eu aici vreau să o spăl. Mă, nu vopsești cu pensula ca pe perete, în primul rând. Că nu vopsești cu pensula, nici cu trafaletul, se văd cu un spray special, așa, pentru uniformitate. Ha. Eu păi fac nu, unii fu, și fac. Mai ales dacă au spray aici, nu vopsești aici, dracu, că facem tot aici, totul portocaliu. Și o fac uniformă, bre, o fac uniformă de preșcolar. Mă, nene, înțelege, nu putem vopsi chestia asta aici. Trebuie să mergem la din ăsta, e un cuptor special pentru mașină, unde după ți usucă vopseaua pe ea, nu mergem așa ca pe perete. Putut. Băi, nene! Păi și unde o vopsesc brațuși? E mai încolo, la, în ăsta. Ce? E mai încolo, în, cum se numește? Nu știu să zic, nu știu. Aproape aici? E aproape, oricum. Mergem tu cu mașina ta, eu cu a mea. În Strugureni, bre? Nu în Strugureni, în ăsta, cum se numește? Nu știu cum se numește aici. Aici, Nisipoasa, Strugureni? În Nisipoasa, aici. Mai încolo, un pic. Aha. Păi, ta. Și mergem acolo, direct, și facem... Măcar n-am mai dat bani pe vopsea, că a avut-o, ne-ai bun. Păi, măcar, bine, a avut-o, na, așa de... Și bași tu acolo, breu, bași tu. Hai. Haide. O iei tu înainte și o după tine, bre, da? Merg eu, o iei tu dacă vrei în gură. O iei tu primul și o iau și eu după aia. O iei și tu după. Bre, ce-ai, bre, bără, bă, tine? Ha, mă, și cu mașina mea curată, merg acum. În tot praful ăsta. Ha, oleu, mamă. Dă-i presemnal. S-a oprit și ploaia. Poate nu se mai pune și pe ea. Aolo. E rușie, bă, să dea semnal, bă, să știu și-o pe unde trebuie să o ia. Nu-i merge moneta, dar e mașina nouă de reprezentanță luată. Îi cer un semnal. Dar George, dă semnal. Aș fi sunat, dar nu mai vreau să conduc și să vorbesc la telefon, că la amendă de amară. Ia uitați-vă. Ia zi, bagă aici în față, pe prima aia, prima... Aha. E bine așa? E bine, e bine. Uite, s-a murdărit deja aici puțin. Păi s-a murdărit, bre, că eu, na. Stai așa, unde e? Aici așa un pic.
Păi când te stai aici înăuntru cât bag vopseaua? Nu, pe aici stau bre, că vreau să văd cum e iese. Păi da, e toxică vopseaua. Uite aici, ai... Ia uite aici, ai din asta, canape, uite, canapeluță aici, stai pe canapeluță. Alo, alo, unde bagi? Ce face ăsta? Nu știu, abane. Mă, să aduc vopseaua. Aha. Ăștia rămân pensule. Stau și-o pe canapea asta murdară. Ia mă, cum faci asta? Mamă, ce urât! Mamă, ce vine de acolo! Mamă, nu mai pot! Mă, du-te acolo, stai pe canapea! Pe canapea asta, bre, dar m-a spart de las, că am deschis un pic. Merge, merge! Ce zici? Nimic! Nu mai deranjez. Nu mai deranjez, că poate nu iese șmecher. Hai, dacă ta... Ce gențe are ăsta, mă, păci? Să zici de-alea de camion. Dar cred că le-a luat. Uite, cauciucuri, are cauciucuri bune. Dar cred că mai are în depozit. Câte mâini dai, bre? Mă, stai să scrii ca pe perete. A? Nu e ca pe perete. Nu cam perete? Ce nu cam perete, bă, nene? Ce nu cam perete, zice asta? Aștept aici frumos. Ce nu cam perete, bre? Nu e ca pe perete, am zis. Ah. Acum te stai la uscat. Aha. Bre? Mm. Știi și că... nu știu cum să zic eu. Știi că am avut pe... mașinuța aia altă. Că? Niște genți. Că? Alea șmec. Pe aia, bre, pe cart. A, am așa. Avut pe cart niște genți super frumoase. Uh-huh. Și cu cauciucuri de alea, așa că trebuie și cauciucuri, bre. Că am avut pană și am pus de-aia de rezervă. Și îi lăsăm banii aici dacă o avea în depozit. Niște genți de alea. Pe 16 cred că e asta sau pe 15. Nu știu. Trebuie să te spărata să vezi. Pe 16 ori, pe 16 era, pe 16, că a schimbat eu cauciucurile. Și mă gândeam, poate, poate. Să te duci în depozit să vezi. Dar să zic că e închis lor să stai așa. Bună ziua! Tot aici este închis, din păcate. A, este închis? Da, momentan avem altă mașină băgată acolo la treabă. Am înțeles. Terminat pe astăzi? Astăzi nu, săptămâna viitoare reveniți, mulțumesc, tu ai bine! La revedere! Pa! Așa? Da. Ce zici, bre, vezi dacă are în depozit? Și lăsăm banii, poate și ghea aici. Nu să văd dacă are rost sau genți? Pe cu totul. Cauciucuri de-alea cu dungă și roz de-alea șmechele așa cu semițe. Clasice. Ce? Aha. Sau vezi de care are, bre. Mă pun, te aștept aici, te pup. Ha? Am pus și am găsit.
Aoleu. Gata. Bre, sper că nu mi-ai pus de alea de Dacia. Că încă merge cuptorul. Hă? Încă merge cuptorul. Păi ce-ți faci, bre, de mâncare? Mă, ăsta de la mașină se usucă vopseaua. N-are, bre, cuptor, dracu, e mașină veche, nici alea nu are cuptor măcar. Mă, nene, încăperea, în care, așa se numește încăperea, cuptor. Aaaa! E cu niște becuri speciale. M-a prins, bre. Deci ea e băgată ca la cuptorul cu microunde. Da, sunt niște ventilatoare speciale și niște becuri din astea speciale acolo. Ca, ca să se usuce, da, repede. Și ce rost mi-ai băgat-o, Dacie? Din alea de, de care am găsit aici, până la urmă, asta este. Dacă nu-ți convin, asta este. Las, că găsesc eu de alea, după aia le schimb eu, bre. Ia. S-a auzit țâc? Se mai aude? Clink! Cred că s-a auzit, bre. Nu se mai aude ventilatorul. Clink! Clink, clink, clink! Ce tot scoți din gură, clink? Am crezut că e gata, bre. Nu e ca la cuptorul cu microunde. Aaa. Dar a fost bună pizza de azi. E gata? Decent. Eu nu vreau să mă uit. Nu vrei să te uiți? Nu. Bine, o lăsăm atunci aici. Păi nu scoți brele acolo? A, vezi să o scot eu? Hai să o scot. Da, să fie surpriză, bre. Vezi aici? Aolo, m-am uitat un pic. A? Unde vezi să vezi, afară sau la mijloc? Afară. Afară, hai că o scot afară. Nu mă uit. E gata! Ia să vedem. Mamă! Bre, să moară mama mea. E mașina la visele mele, bre, asta. Și e doar începutul. Adică, cum e începutul? O să bag toți banii mei în asta, bre. A, e clar. O să-i fac de toate. Să-mi zici și mie, că... O să-i pun tot pe sport. Turbo, motor mare. Bă, toate, bre. E clar. O fac de racing de-aia. Vezi, ne, să ne cumpărăm un serviciu auto, măcar să avem unde să n-am. Nu, că face la Neon. A, la Neon. Mergem? Păi știu, mașina a, crezut că vrei să o conduci și tu să vezi cum e mașina adevărată. Mașina adevărată? Păi eu am mașina adevărată. Ia să văd cum e. Mamă, ce finuță a ieșit să moară, mamă. Mamă, mamă, mamă. Așa da, mă! N-am eu, mă, cea mai frumoasă mașină de lume! Dar și volanul ăsta, mă, că e de la subțire, mă, trebuie schimbat! Uite, știu, că e de sârmă! Trebuie să-i pun și un volan șmecher! Hai acasă, bre! Mame! Ei, nu vine să mai merg repede acum! Mamă, cât de mult îmi place. E frumoasă foc, mă. E superbă. Ia să pun harta să mă duc drept acasă. Hai, Mihai, să dai. Nu este ea de racing încă? Da tot drum pe pământul, mănâncă, bă! V-am trecut pe la George. Aolo! Trecere pe cale e fierată. O vreau să-mi spar și cauciucurile astea. Uite pe unde o ia, mă, nebunul.
Că am viteză o mare și ne-a George ăsta cu mașina aia lui. Și nu-l ajung din urmă. Că mașina lui de-aia până 89, nu răuță. O las mai ușor că... îmi pierd permisul drept. Doamne, cât de frumoasă e! Cea mai superbă mașină! Strălucește capota aia, maxim de frumos! Păi și motorul mă s-aude, mă, că e italiancă! De exemplu, fii atent aici! De când dă pe loc, da? Zero la oră! A dat cu scârț! A dat cu scârț și la a doua! Să moară mama! Ce scârț nebun a dat! Uite, vaca mu! Mi-a dat cu scârț și la a doua, mă, nu cred! E cauciucurile bune, mă, oricum, astea nu mai derapează și arău de tot! Astea o să fie cauciucurile mele de oraș și genții de oraș. Și după aia când o bag la întreceri de-alea și cu drifturi, mă, o să alune cu ea, îmi schimb și e bun cauciucuri de-alea slicuri. Ca și am văzut eu că bagă ăștia slicuri pe drifturi. De așa, bre, ce faci, mă, mori? Bă, am vrut să o bag eu acolo, bă, dar băgat-o repede el. Pupa, oar tata pe ea. Pupa, oar tăticu pe ea. Nu șterge. Aulo! Păi, dar ce faci? Un pic am dat doar pe emblema, am atins-o. Deloc. Iartă-mă. Trebuie să lași puțin, 24-48 de ore. Ia uite-o, bre, cum arată, nu-ți ia ochii un pic, așa nu-ți dă un pic de pareză? Ba da, că se potrivește. Hai. Nu se potrivește? Foarte frumos arată. Lasă că arată asta ta, e neagră, simplă, bre, frumoasă, rău. Verde fosforescent o fac pe mea. Da? Mhm. Ți-o fac eu la neon. Am eu pensulă de aia bună. Jumate verde fosforescent, jumate roz fosforescent. Am eu pensulă la neon, o fac eu. Hai că ne ești cam... Toranjez eu. Am uitat să le las banii pe tezghia, bre. N-a năzat eu. Da? Te pup, ești tare. Te-ai dus la baie, bre? S-au dus să cace. Aici-le. Ia cu tine. Ha, bre! Sunt așa un bărbat fericit. Vezi că la sfârșitul lunii acum... Ce? S-a trecut. Păi, tăbea e începutul lunii, vrei, este în aprilie. Păi și pe luna trecută. Sau nu a fost luna trecută? Luna trecută n-a mai fost. Ai plătit amenda? Amenda? Păi s-a băgat pe impozit, vrei. Nu așa ai zis? Păi da. Așa. Păi și acum că e începutul anului, dar nu acum, la sfârșitul anului. Când se plătește ăsta până la urmă? La sfârșitul anului, știu eu. La sfârșitul anului, zicea... să fie sănătos atunci. A, e. Bine, bre. Îți aduc ceva? Hai, gata, lasă. Te pup, bre. Te pup, ai grijă. La marți și azi. La marți, băia, bun, ce? Mă, că... Ce? Vrei apă? Sau ce ai zis? N-am înțeles ce ai zis acolo. Ziceam că mi-e cam sete așa, dar beau când mă trezesc. N-am înțeles ce s-a ieșit. A, de ars! Ziceam că n-a ieșit, că a ieșit pizza foarte bine, că nu s-a ars, bre. Și că mi-a reușit pizza la cuptorul cu microunde. Te pup! Hai, pa!
Unde pleci? În pat! A, deja? Hai că mă stau cu tine dacă vrei. Nu, nu, du-te, du-te în pat. Nu, mai las. Așa este. Ușor, scuze. Uite aici, am o pumbră lângă tine. Bine. Să avem și noi un moment așa, tată, fiu. Cine? Nimic, bre, glumeam. Ai mai glumit tu așa, că te-am auzit tot. Știu. Hai, te pup, să ai eu seara. Hai mă, culcă-te acolo. Dai și drumul pe desene, să mi-ai și pe amnesonul. Sau dai pe știri, pe orice vrei, să fie un pe sunet. Desene? Nu desene, că nu mă mai uit eu, că am 18 ani acum, mă, la filme bune. Ai, n-am, ce să dai spun pe... acum. Știri, dar e importante de oameni mari. Să vedem Stux. Și dacă a crescut Caritasul. Hai mă, gata, gata, culcă-te acolo. Te pup. Bă, bubă, fratele Mihăiță, nu uita să dați like. Scuze, vorbeam cu prietenii mei imaginari și așa mai vorbesc cu eu. Da. Nu uita să dați like și subscribe la IPSHORT, bineînțeles, și dați follow pe Twitter, ăsta pe Twitter, pe Twitch, pe Twitter ăla. Ține bine să dea follow pe Twitch. Follow pe Twitch, bre. Ce e aia? Nu știu, așa mi-a zis mie vocea mea interioară. Eu cred că trebuie să mergi la spital. Nu mai merge la spital. Follow pe Twitch la Epic Short Live și ne revedem la viitoare. Wow! La psihiatru din ăla. La pichichii de la atru.